Radiografia zilei de 29 ianuarie 2014 arată cam așa. 14 județe atenționate cu cod portocaliu de ninsor și viscol și alte 11 aflate sub incidența codului galben. În jurul orei 15, 6 județe din sud-estul țării au intrat sub cod roșu din cauza vântului puternic și a ninsorilor abundente, iar guvernul a instituit imediat stare de alertă și a convocat comandamentul de iarnă. De când cu atenționările de cod portocaliu pentru ninsor și viscol, la sediul guvernului sunt convocate permanent comandamente pentru iarnă. Așa s-a întâmplat și azi la ora 15, când a fost convocat un astfel de comandament, o videoconferință cu prefecții. Comandament coordonat în primă fază de premierul Victor Ponta și mai apoi de vicepremierul Liviu Dragnea. Pentru că 6 județe din sud-estul țării se află sub incidența codului roșu de viscol, s-a extins starea de alertă cu 3 județe față de cele cât erau inițial. Astfel, ce presupune acest lucru? Presupune alocarea de forțe și mijloace din județele care nu sunt afectate de intemperii. Aceste acțiuni vor fi coordonate de vicepremierul Liviu Dragnea. În intervenția sa, vicepremierul Gabriel Oprea a spus că de când aceste 6 județe se află sub incidența codului roșu, în teren sunt 9.000 de oameni din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, iar alte 14.000 de persoane care sunt pregătite așteaptă să intervină dacă va fi nevoie. Totodată în teren sunt 14 autospeciale de mare capacitate și 17 șenilate ale Inspectoratului pentru situații de urgență. Și chiar dacă prefectul de Giurgiu nu a purtat o discuție la videoconferință cu vicepremierul Liviu Dragnea, la orele 16:30 situația drumurilor din județul Giurgiu nu era cea mai fericită. Vorbim de 2 drumuri naționale restricționate, Giurgiu-Ghimpați și Plopșoru-Greaca, 2 drumuri județene blocate, Toporul-Răzmirești și Sterea-Neajlov, dar și alte 11 drumuri comunale impracticabile. În ceea ce privește DN5 Giurgiu-București nu au fost probleme. Aici pe DN5 vântul suflă cu putere, însă nu la aceea și intensitate ca zilele trecute. Este și motivul pentru care pe DN5 Giurgiu-București se circulă în condiții de iarnă fără restricții. După cum se vede, tirurile circulă în convoaie către Giurgiu, iar poliția rutieră efectuează patrule în permanență și pentru preîntâmpinarea evenimentelor rutiere. Ca măsură preventivă, circulația feroviară pentru cursele interne pe ruta Giurgiu-Videle a fost închisă, iar Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a aprobat pentru data de 30 ianuarie suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu, cu excepția grădinițelor cu program prelungit. Giurgiu va ieși de sub cod portocaliu la ora 23, dar mai este mult de lucru până când județul va reveni la normal. Tocmai de aceea, pe toate drumurile se acționează cu utilaje de dezăpezire și material antiderapant. După acest episod de viscol urmează 2 zile de ger puternic plus alte 2 zile cu vânt ce va sufla cu 40-45 de km/h.